A fost o adevărată dezbatere în ultima ședință a Consiliului Local Ploiești pe tema reprezentantului municipalității în cadrul adunării generale a acționarilor de la Veolia Energie. Propun prorogare, având în vedere că Consiliul Local a stabilit o comisie care va negocia cu Veolia Energie atât eșalonarea cât și cel modul în care și-au respectat anumite clauze contractuale, și după ce comisia asta va negocia, vom face un raport și atunci vom lua o hotărâre și vis-a-vis de retragerea reprezentantului primăriei din AGA de acolo sau să rămână în continuare. Vom stabili de comun acord care e mai avantajos pentru municipiul Ploiești. Municipiul nu mai are temei legale de a rămâne în această asociere. În această asociere a fost alături de județul Prahova din 2004, având în vedere că Veolia a prestat servicii publice, a fost un organism prestator de servicii publice. La momentul acesta, având în vedere că și-a schimbat activitatea, obiectul activității fiind activități de consultanță pentru afaceri și management, noi n-am mai avea temei legal să fim asociați în... Cu toate acestea, consilierii locali PNL au insistat asupra importanței pe care o are reprezentantul municipalității în AGA Veolia Energie. Eu înțeleg ceea ce ne spuneți dumneavoastră, decât ceea ce nu înțeleg, dacă totuși a schimbat obiectul de activitate, poate nu ne mai cere banii aia care aveți să-i dă. Poate ne scutești de banii aia, păi dacă n-are și să ne mai cheme nici măcar în judecată că nu mai sunt, hai să dizolve și vom vede atunci. Eu propun să-și desfășoare comisia aia activitatea. Independent de comisia de negociere, v-am spus acest. Mulțumesc, doamna secretar general, mulțumesc, domnule consilier, domnul consilier Tunșuc. Iar discuțiile nu s-au oprit aici. Că sunt desemnată de către dumneavoastră să fac parte din adunarea generală a acționarilor. Da, dacă este profitabil, să revin la întrebare, opinia mea și a colegilor mei de la juridic, care v-au și explicat într-o informare pe care am depus-o la ședința ordinară, este că avantajul este să ieșim din această societate în variantă în care vom primi contravaloarea părților sociale și anume 300.000 de lei. Și eu vreau să vă explic dumneavoastră că se poate... Se constata că Veolia Energie n-au făcut investițiile necesare la termoproiect și dacă dumneavoastră ieșiți de acolo, nu mai avem reprezentant AGA acolo ca să spună, mă băieți, trebuia să cumpărați o turbină nouă și n-ați cumpărat-o. După lungi dezbateri, decizia de prorogare a fost votată. Reprezentanții legislativului susținând că vor aștepta să vadă cum arată bilanțul societății Veolia Energie și câți bani are de încasat municipalitatea de pe urma dividendelor.